Zică, dumneata, este panda care mereu vrea și nici de cum nu se înfală. Dar de ce nu? Dar ce ocazie? Eu sunt Manda, soția colegului dumneitare de serviciu. Ion. Ionel? Da. Soția lui Ionel? Dar ce ocazie la mine? Am venit, dragul meu, să te însor. Nu, de ce? Eu pot să mă spun și singur. Nu, ia privește-mi jur, casa nemăturată, uite, pe masă, în afară de cafea nimic, înțelegi? M-aș mira dacă ai avea măcar o oglindă în casa. Dar de ce? Am oglindă, poftim. Privește-te și să vezi cum arăți. Uite, nebărbărit. Lipsesc bumbii la cămașă, picioarele nespălate. Asta-i mai eu. N-are importanță. Și eu, picioarele mele... Știți, de obicei la mine tot timpul e curat. Dar acum sunt în depresie. Așa e, dragul meu, așa e. Da. Totdeauna e așa când în casă lipsește femeia. Dar un telefon ai? Da, poftim. Acum și rezolvăm totul, dragul meu. Acum și rezolvăm totul. Alo? Valerica? Bună ziua. Mai vine pe la tine Vasa? Nu? Foarte bine. Ți-am găsit un brunet bombonică. Da. Simpatic. Așa că ia niște praf de spălat și vino cât mai repede în coa. Să-i dovedești ce gospodină ești. Pa. Așa. Știți, nu e nevoie. Eu am praf de spălat și pot să... Lasă, dragul meu, văd eu cum speri. Așa că una am rezolvat. Acum, mâncarea. Ah, da. Mâncarea. Așa. Rezolvat acum și cu mâncarea. Alo? Ninela? Ah, bonjour. Manda, da. Te-ai mai măritat sau încă nu? Nu? Foarte bine. Cu mutșoara ta, nu știu cine te-a mai luat. Dar nu, nu-ți pierde curajul. Ți-am găsit un muspecios, simpatic. Da, și la mai și la mai cântă. Da, și cu sportul. E sportiv, da. Așa că îl dai gata cu plăcințelile tale. Vino cât se poate mai repede. Aha, te aștept. Pa! Doamne, așa. Eu vă rog, nu deranjați lumea. Eu am o carte așa de bucate cu niște rețete fantastice. Curățenia. Eu cred că te-s foarte gustos. Curățenia. Uite, pentru curățenie n-am nici o candidatură. Știi, hai să mături dumneata și hai să duci gunoiul din casă. Dacă se poate un moment, eu aș vrea cu dumneavoastră să... discut o problemă care... înțeleg, dragul meu, dar sunt măritat. Poate e sora mea. Nu, mie nu-mi plac femeile. Cum? Nu-ți plac femeile? Am 10 candidatori fete mari. Nici fetele nu-mi plac. Fiindcă eu... Nici fetele mari nu-ți plac? Atunci ce? Nu cumva-ți plac babele? Eu o să vă spun deschis. Eu nu s-a scut nimic. Da, eu iubesc cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai seducătoare ființă de pe pământ. E măritat? Din păcate, da. Nu-i nimic. Să divorțez. E imposibil. Dragul meu, pentru Manda nimic nu e imposibil. Adresa, numele și telefonul. Te cunoașteți prea bine. Cunosc eu multe, dragul meu, dar nu pot să știu chiar pe toate frumoasele din Chișină. Iam să vă deschid o taină. Eu iubesc pe
Și vreau să mă mărituiesc. Eu i-am copt și o pâine. Vorba de inimioare. Îl iubesc la mine. Nu fi prost! Nu fi prost, el n-a spălat o rufă în viața lui, m-a ridicat un pai de jos, m-a pierdut cartofă. Ce? Pion al meu? Puh! Bată-te să te bată! Dar tu ești de aici, măi, azuriu!